Vă pun o întrebare, o întrebare clasică, dar foarte bună. Dacă ar fi să muriți în momentul acesta, acum și aici, unde v-ați duce? Dar nu așa cu sper că mă nădăjduiesc. Unde v-ați duce, dragii mei? Nu te-am întrebat dacă faci fapte bune. Nu te-am întrebat dacă vii la biserică. Nu te-am întrebat dacă dai bani. Nu te-am întrebat dacă ești membru biserica din Kitchener. Nu te-am întrebat dacă vorbești în limbi. Eu te-am întrebat dacă ai convingerea că ești copilul lui Dumnezeu. Preamărit să fie în numele Domnului. Printre multele acte de cult sau momente speciale care biserica le are și le practică, avem două aparte care au fost poruncite de Domnul Isus Hristos. Sunt multe care le facem derivate de la învățătura Sfintelor Scripturii dar sunt două parte care Domnul ne-a poruncit explicit că trebuie să le facem. Prima este că suntem chemați să botezăm oameni pentru numele lui Dumnezeu. Matei 28 cu versetul 19. Duceți-vă și faceți din toate neam, ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Este porunca explicită a Domnului Isus Hristos. A doua poruncă explicită care noi trebuie să o observăm, cum se spune, sau să o ținem, este că trebuie să participăm la cina Domnului. În Luca, în capitolul 22, Domnul Iisus Hristos spunea, în versetul 19, Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, -o, le a frânt-o, le-a dat-o zicând, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea nu ne-a poruncit Domnul Isus să sărbătorim ziua nașterii sale nu ne-a poruncit Domnul Isus Hristos să sărbătorim ziua înălțării sale nu ne-a poruncit Domnului să sărbătorim multe altele, dar acestea două sunt fundamentale pentru viața creștină. Suntem chemați să ne botezăm după cum Domnul ne cheamă în Sfânta Scriptură și suntem chemați să participăm la cina Domnului precum Dumnezeu ne-a chemat prin Domnul Isus Hristos. Acestea două sunt fundamentale. Cu privire în schimb la cina Domnului, înțelegem că aici apare o comuniune deosebită cu Dumnezeu și Dumnezeu împărtășește یکو noi har din el prin acest act solemn care noi îl facem. În Ioan în capitolul 6, cu versetul 53, Domnul spune astfel: Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică, și eu îl, învoie, îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană, și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Este obligatoriu să participăm la cina Domnului. Cei care avem legământul în apă făcuți cu Dumnezeu, cei care sunt botezați, suntem născuți din nou, avem această poruncă solemnă. Trebuie să participăm la cina Domnului. Și această participare împărtășește viață cu noi din viața lui Dumnezeu. Mai mult ni se spune că cine mă mănâncă pe mine, rămâne în mine. Această comuniune specială cu Domnul Isus. Vom reobserva această expresie în textul care îl vom studia în această dimineață. Suntem chemați să facem această lucrare sfântă ca și biserică. Mai mult, Apostolul Pavel ne învăța în 1 Corinteni capitolul 10, că atunci când participăm la cina Domnului, există o realitate profundă, spirituală, în spatele acestui act care noi îl vedem vizibil. Noi frângem o pâine și împărtășim rodul viței între noi. Nu se schimbă aceste elemente. Noi nu credem în transubstanțialitate, Pâinea nu devine de drept carne, și rodul viței nu devine de drept sânge. Dar în spatele acestor elemente există o realitate profundă spirituală. 1 Corinteni 10 cu 16 spunea, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos, apoi ne spune că până și cei care fac acte păgâne nu au altceva decât o realitate profundă spirituală în spatele acestor ritualuri. Ei se închină unui idol, mănâncă din cele cerfite idolilor. Aceea carne nu are un statut special. Dacă ai verifica la microscop, este tot carne, element, dacă vreți, uman, sau mai bine spus, un element din lumea aceasta. În schimb, în spatele acelor acte, există Există o realitate profundă spirituală. Noi, când venim să participăm la cina Domnului, noi avem o comuniune reală cu Dumnezeu. Dumnezeu împărtășește din viața Sa cu noi și noi rămânem ancorați în El. Dar, pentru că este așa de solemn acest act. Apostolul Pavel învăța pe cei din Corint, mai departe, despre cina Domnului. Versetul 28 din 1 Corinten 11 Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și deodată, în mintea noastră, s-a ridicat această întrebare cum putem noi să asigurăm că luăm într-un mod în care Dumnezeu vrea și nu ne facem să cădem sub pediapsa lui Dumnezeu. Se pare că este necesară, importantă, împărtășește viața cu noi, dar realizăm Că dacă nu o luăm cum trebuie, am putea să cădem sub pediapsa lui Dumnezeu. Și din cauza acestei lucrări, din cauza acestei mari adevăr, mulți au mari îndoieli vis-a-vis de a lua cina Domnului sau de a nu lua cina Domnului. Și această luptă, în fiecare lună când venim la cină, se dă în mintea noastră. Observați, dragii mei, că având această teme de inimă, diavolul va exploata la maxim aceasta în viața noastră și va căuta să ne atace într-un mod profund. Am intitulat de multe ori săptămâna dinaintea cinei Domnului, săptămâna patimilor. Și de foarte multe ori observăm că premergător cinei Domnului, parcă toate lucrurile merg exact împotrivă. Ba mai mult weekendul în care se ia cina Domnului, l-am putea weekendul, weekend-ul calvarului. Un weekend care este cu adevărat greu. Tot ce se poate strica, se strică în weekendul acela. Dacă ți-ai cumpărat ceva, se strică. Dacă ai mașină, se strică. Tot ce ai, se cam duce pe ulei în timpul acela. Copiii sunt cei mai agitați. Parcă tot zahărul din lume s-a adunat în sistemul lor și deodată au luat foc. Și vezi că sunt așa de agitați că sunt de aproape necontrolați toate de obicei în perioada aceea când este cina Domnului. Soțul, soția devin tot mai sensibil. Până acum poți să spui orice, dar acum dacă ai spus un cuvânt, așa se irită, se supără, se, se stresează. Pentru că vine cina Domnului. Vi la adunare în duminica cinei și te oprește cineva pe hol. Stai frate, soră, că vreau să spun ceva. Știi, uite, sunt un pic supărat pentru... Și tocmai în ziua când e cina Domnului, apare un atac, un asalt din partea celui rău. Diavolul știind această sensibilitatea noastră și această poruncă că trebuie să fim într-un mod corespunzător în fața Domnului, exploatează la maxim atacându-ne tocmai atunci când trebuie să venim la cină. Din cauza acestor acuze care vin asupra conștiinței, unii oameni preferă să nu ia cina Domnului, preferă să nu participe la cina Domnului sau spun, în luna aceasta n-am să participe pentru că nu mă simt vretnic să stau la masă cu Domnul. Măcar că învățătura biblică este fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Nu se nu mănânce. Nu spune că dacă după cercetare simte să nu mănânce, să nu mănânce, ci după cercetare trebuie să mănânce. Ei dragii mei, am intitulat mesajul din ziua de astăzi, biruind acuzațiile înainte de cina Domnului. Pentru că deseori apar niște acuze la nivel de cuget tocmai când trebuie să participăm la cina Domnului. Persoane care iubesc pe Domnul, care se luptă pentru pocăință, care dacă vreți să-și fac partea lor, nu ca aceasta ne-ar mântui, dar pentru faptul că luptăm pentru mântuire, aceste persoane cad pradă unor lupte și acuzații profunde la nivel de conștiință. Și deseori, în zile premergătoare cinei Domnului, dacă nu mai chiar în duminica cinei Domnului, apar întrebări. Oare să iau cina sau să nu iau cina? Și dacă tot Totul o iau, că mi s-a spus că trebuie să o iau. Rămân cu oarecare remușcare. Oare am făcut bine, oare am supărat pe Domnul, oare chiar au fost potrivi ce am făcut, piruind acuzațiile care vin înainte de cina Domnului. Ca să putem răspunde la această întrebare, cum putem să le biruim, va trebui să înțelegem planul de atac al diavolului și să observăm cum se luptă el împotriva noastră. Sunt două paliere pe care diavolul luptă să atace pe oamenii lui Dumnezeu. Primul palier l-am putea numi atac prin mânjire. Aici diavolul caută să ispitească pe cineva, să momiască pe cineva, să-l atragă către păcat, ca mai apoi după ce are reușit să l împiedici și să cadă în păcat, vine imediat cu acuzația, ești un nenorocit, s-a terminat cu tine, nu mai ai nicio șansă la viață, poți să pleci de acum, Dumnezeu nu te mai vrea, nu mai există absolut nimic pentru tine. Asta este atacul prin mânjire. Observați cum se întâmplă în viața omului Dumnezeu David. În 2 Samuel, în capitolul 11, ni se spune versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab și cu slujitorii lui, cu tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o dupamiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și ei au spus, este Batsheba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățat din curăția ei, ea s-a întors acasă. Observați cum lucrează această tipologie de atac. În primul rând apare în mintea omului o ispită. David vede femeia aceasta și în mintea lui apare o ispită, apare pofta. Lăsând pofta să fie ațățată, pune o întrebare. Cine este femeia? Deja la întrebarea aceasta nu avea voie să întrebe. El avea nevastă, avea ce avea nevoie acasă, nu era nevoie de o astfel de întrebare. În loc a sfetnicii lui se spună, împărate, domnul meu, nu te, asta, nu necăși asta nu-i pentru tine. Ei spun cine este persoana, aflând că este și căsătorită, David merge mai departe, aduceți-o la mine. Deja această ispită care s-a magazinat în el, implicată pofta lui în ea, îl duce tot mai mult către păcat în urma ajuns, ajungerii lui Batșeba la David, David cade în păcat cu ea. Și acum a observat și se întâmplă imediat după păcat. Deodată apare acuzația. David cade într-o luptă profundă. Și ne spune David în psalmul 32, în psalmul 51, câtă vreme am tăcut, îmi gemeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. În psalmul 51, David lamentează, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, a pierdut părtășia cu Dumnezeu din cauza că a căzut în păcat. Și această luptă profundă care s-a aruncat asupra lui l-a dus la o stare de disperare. Se simțea bolnav în trup din cauza păcatului făcut. Este primul fel de atac al diavolului. Va căuta prin ispită să atragă oamenii, să-i arunce în păcat, ca mai apoi să -ți spună, ești păcătos, la Dumnezeu nu mai ai absolut nicio șansă. Al doilea tipar de atac din partea diavolului este atac prin învinuire. Măcar că n-a reușit să te împiedici și să cazi în păcat, măcar că n-ai păcătuit, vine diavolul și implantează un gând în mintea ta. Dacă totuși ești vinovat în fața Lui Dumnezeu, dacă totuși n-ai stat cum trebuie în fața Lui Dumnezeu, dacă totuși tu nu ai vretnicia să vii în fața Domnului și sub acest asalt omul începe să-și pună fel de fel de întrebări vis-a-vis -vis de mântuirea sa. Oare sunt mântuit? Oare pot să particip la cină? Oare Dumnezeu chiar... Dar m-am dus la mărturisire, nu știu ce să mai mărturisesc, dar parcă nu simt o liniște în inima mea. Este atacul prin învinuire. Observați Iov, capitolul 4, cu versetul 12. Un cuvânt s-a furișat până la mine și ureca mea aia prin sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, M-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine și tot părul mi s-a zbărit, ca, ca ariciul. Un chip confățișare înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea un cetișor. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă nu are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lud, care își bărșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Observați cum vine acest atac. La nivel de minte se implantează -mi un gând. Trece un gând fugitiv prin mintea ta și apare o întrebare. Vai de mine, cum în mintea mea au un astfel de gând, dar eu sunt Copilul lui Dumnezeu, dar eu iubesc pe Domnul, dar cum de un astfel de gând o veni la mintea mea? Odată cu gândul acesta apare învinuirea. Cum ai putut să gândești așa ceva? Și omul intră într-un conflict cu sine. Dar da, eu nu m-am gândit, eu n-am vrut asta, dar au da, venit gândul la mintea ta. Dar da, eu nu vreau așa, eu salut Dumnezeu. Și apare lupta aceasta în care diavolul spune: De unde știi că tu ești curat să stai în fața lui Dumnezeu? Atac prin învinuire. Deseori, acest domeniu de atac, dragii mei, apare ce, apare cel mai tare vis-a-vis -vis de acele aspecte copilărești sau lucruri venite din încredințările noastre din spațiul libertăților creștine. La un moment dat, într-o cercetare care ți-o faci, apare un gând la nivel de minte. De unde știi că tu nu ești păcătos în fața lumii? Că tu ai făcut asta, asta, asta. Dar astea nu sunt păcate. În Biblie nu scrie că e păcat. Dar în mintea mea se registrează o acuză, un atac din partea celui rău. Dați-mi voi să vă ilustrez cum arată lucrul acesta. Să presupunem că sunteți într-un stadion foarte mare, multă mulțime adunată acolo, 20.000 de oameni adunați la oaltă. Și deodată, în timp ce stați în acel stadion, omul de lângă tine se ridică în picioară și zbiară cât îl țin plămânii. Haideți să omorăm pe toți oamenii care sunt aici. Intră groaza în tine. O astfel de expresie te panichează. Doamne ferește, păi da, așa ceva este o, o, o crimă odioasă. Numai să gândești așa ceva te agroază, dar mai să spui astfel de cuvinte. Care este prima reacție a persoanei de lângă omul acesta, am zice noi, descreierat? Primul lucru este să te distanțezi de persoana aceea. Vai de mine, eu nu sunt cu persoana eu n-am de-a face cu persoana aceasta. Oamenii se uită și întreabă cine o strigat? Și tu ăla, nu eu, nu eu. Dar acum mai vă pun o întrebare care ar spune că ar fi drept să meargă la pușcărie pentru că a auzit expresiile unei astfel de om? Păi l-au zbierat lângă tine, l-ai auzit și tu. Da, e adevărat că l-am auzit, eram chiar lângă el, dar acelea nu sunt expresiile mele, nu mi-aparțin mie, nu sunt ale mele, nu sunt gândurile mele. De ce să fiu eu vinovat? De ce o strigat altcineva? Similar se întâmplă cu acest nivel de atac din partea diavolului. Vine la urechea ta și zbiară în urechea ta cât de tare poate. Îți aduce o ispită, îți aduce un gând, îți aduce o stare, îți aduce ceva ce te sperie pe tine. Ca în urma acestui atac să apară întrebări. Vai de mine, oare eu sunt al Dumnezeu, dar astea nu sunt gândurile mele, dar asta nu eu le-am făcut, dar asta nu eu le vreau. Ce să mă fac? Ei, dragii mei, ne cheamă Dumnezeu să fim foarte atenți la această tipologie de atac. Ca să putem birui atacurile care vin înainte de cina Domnului, va trebui să înțelegem palierile pe care luptă cel rău. Și aici mai mergem un pas mai departe să punem o întrebare. Cum putem face diferențierea între vocea Duhului Sfânt și vocea diavolului. Pentru că, vedeți, odată ce am căzut în păcat, diavolul vine și te atacă, strigă la urechea ta, te acuză. Similar, Duhul Sfânt vrea să ne scoată din păcat și atunci vine și ne vorbește, care vrea să ne lumineze mintea noastră. Cum facem diferențierea între aceste două voci? În momentul când te atacă diavolul și îți strigă în urechea ta, dacă vreți, o expresie murdară, întotdeauna se pierde pacea liniștea și speranța. În urma acestei expresii, acestui strigăt al diavolului, omul pierde toată liniștea și curajul în fața lui Dumnezeu. Pentru mine s-a închis totul. Dacă mor în momentul acesta, mă duc direct în fundul iadului. Pentru mine nu mai este scăpare, nu mai pot, s-a terminat absolut totul. Asta face diavolul în momentul când acuză și atacă pe cineva. Când Duhul Sfânt vorbește minții unui om, Duhul Sfânt conștientizează omul de păcat dar îi dăm totdeauna speranța și nădejdea mântuirii. Apare în mintea mea o luminare, vai de mine, eu aici am greșit, dar și ce fac? Mă duc la Dumnezeu și Dumnezeu are să mă ierte. Asta se întâmplă în momentul când îți vorbește Duhul Sfânt în mintea ta. Observați după Biblie, Tânărul bogat ne spune că tânărul risipitor ne spune că a plecat, a risipit averea tatălui și ajunge în cea mai deplorabilă stare. Nu doar faptul că a luat banii tatălui și prin extensie asta însemna că i-a spus în față tatălui mai bun erai tu dacă erai mort decât să fii viu pentru mine. Dar dacă nu vrei să mori azi, măcar dăm banii să plec de acasă. Îl insultă pe tatăl, pleacă de acasă, consumă toate averia și ajunge cât se poate de jos. Ajunge să ajungă la porci. Și când este momentul cel mai deplorabil, cel mai decăzut al vieții sale, apare un gând în mintea lui. Eu vă întreb acum logic, care trebuia să fie gândul din mintea acestui tânăr? Gândiți-vă în felul acesta. Pe tata l-am insultat de moarte. Practic, am putea spune că m-am dezmoștenit singur, l-am abandonat ca tată. Dacă mă întorc înapoi acasă, după cultura statală care era atunci, voi fi omorât cu pietre până ajung la tatăl. Tot satul va ieși afară și mă va omorâ, mă va lișa pentru că l-am insultat pe tata. Acum am ajuns să pierd toți banii. Prietenii care am avut m-au abandonat, nu mai am pe absolut nimeni. Sunt complet jos am ajuns să stau cu porci împreună și aș mânca dacă mi s-ar da voie resturile care rămân de la porci, dar nu-mi dă voie nimeni să le iau. Ce aș putea să fac mai mult? Va spune unul, păi se poate vinde în sclavie. Păi deja se vânduse în sclavie, de aia era la un om și îngrijea de porcii lui. Nu exista niciun nivel mai jos de unde să ajungă decât moartea. Și eu mă gândesc că în gândul nostru contemporan puteam spune că pentru tânărul acesta singura soluție era să-și pună capăt zilelor. Dar tânărul acesta, sub oblăduirea Duhului Sfânt, ajunge să spună o expresie. Uite unde am ajuns, sunt murdar, sunt jalnic, am insultat pe tata, dar am să mă ridic, am să mă duc înapoi la tata și am să-i spun, tata, am păcătuit împotriva cerului, și împotriva ta. În momentul când Duhul Sfânt vorbește minții tale și te trezește la realitate că ai greșit, că ai făcut un păcat, Totdeauna vine speranța că Dumnezeu te poate ierta. În sângele Domnului Isus Hristos este iertare pentru orice păcat mărit să fie numele Domnului. Și în momentul când mă întorc la Dumnezeu cu mărturisire, cu pocăință, cu căință, Dumnezeu îi drept să ne ierte mărit să fie numele. Dumnezeu are această dorință să ierte pe cei ce vin la El. Duhul Sfânt întotdeauna îți dă speranță. Du-te înapoi la tata, de cel rău, diavol, întotdeauna îți va spune s-a terminat orice șansă cu tine. Și atunci apare această întrebare. Cum biruim acuzațiile care vin înainte de cina Domnului? Am venit acum duminică dimineață la biserică. Am fost la ori de rugăciune. În timp ce ne-am rugat, am fost motivat să ne cercetăm, să ne gândim la ce am greșit și o gândindu-mă pe săptămâna care a trecut. Săptămâna asta, patimilor. Mă gândesc că m-am supărat pe copii, că am strigat acasă, că m-am bortat corespunzător cu soția, că m-am enervat la lucru, că am bărfit pe frați, că am făcut asta, că am poftit, că am ieșit pe stradă, că am văzut și toate aceste gânduri mă deodată. Și în mintea mea apar nivele de atacuri, unul peste altul, care îmi fură curajul și îmi pun întrebarea. Oare am dreptul să stau la masa Domnului? Mai apoi vin frații la predică și spun, fraților, Dumnezeu ne cheamă să mâncăm din cină. Trebuie să mâncăm, ne dă viață, avem nevoie de cina Domnului. Și apare un conflict mai mare. Trebuie să mănânc, dar nu sunt singur. Oare pot să ajung acolo? Oare pot să merg mai departe? În mintea mea n-am liniște. Cum biruim atacurile care vin înainte de cina Domnului. Răspunsul cel mai direct la această întrebare, dragii mei, este prin asumarea statutului de copil al lui Dumnezeu și înțelegerea profunzimii acestui statut. De aceea în ultimele mesaje am vorbit de faptul că noi nu suntem participanți a unui club. Noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și acest statut înseamnă ceva, dragii mei. Dar în această dimineață vrem să observăm ce înseamnă aceasta pentru noi vis-a-vis -vis de a participa la cina Domnului. Eu pot să vin înainte Lui Dumnezeu, dacă vreți. Am dreptul să stau la masă cu Domnul pentru că sunt copil al Lui Dumnezeu. Și acest statut îmi conferă dreptul să vină în fața Tatălui. Acum, cum înțelegem aceasta prin prisma Sfintelor Scripturii? Observăm cum se înțelege acest adevăr. Ne spune Apostolul Ioan, versetul 18, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. Copilașul este diminuativul de la copii, folosit doar de opt ori în Noul Testament, covârșitor numai de Apostolul Ioan și prima dată când apare, este folosit de Domnul Isus Hristos. Vorbea cu ucenicii săi și i-a numit copilaș. Era un cuvânt de apropiere sentimentală, de asociere cu acele persoane. Domnul Isus numește pe cei care sunt ucenici copilașilor. Și Ioan folosește această expresie. Sunt oamenii din adunare, sunt oamenii care sunt pocăiți, oamenii ai lui Dumnezeu. Copilașilor, să nu iubim cu vorba sau cu limba, să nu iubim facultativ. Avem de multe ori această idee că noi vrem să facem lucruri mari, declarăm foarte mult și Ioan spune, degeaba vorbim dacă nu se vede ceva în urma vorbirii noastre. Gândiți-vă la un soț cu o soție, el îi spune, așa de mult te iubesc, așa de mult te iubesc că nu pot să pun în cuvinte. Dar niciodată nu se vede în practică vorba care el o spune. Ioan spune să nu iubim cu vorba sau cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Fapta înseamnă o muncă care cineva o face și adevărul înseamnă o realitate profundă. În greacă este opusul iluziei, este o realitate percepută ca fiind existentă. Ioan spune astfel, noi nu suntem chemați să iubim facultativ, să nu ne manifestăm dragostea prin expresii care le avem, prin lozinci care le folosim, ci noi suntem chemați să iubim prin practică, dovedind că trăim în adevăr. Și atunci când aceasta se întâmplă, putem să ajungem la convingerea că suntem copiii lui Dumnezeu. Observați că putem iubi pe două verticale. Avem pe verticală și pe orizontală. Când vorbim despre dragostea pentru Dumnezeu, este pe verticală. Dragostea mea pentru Dumnezeu se manifestă nu prin expresii, ci prin fapte concrete care dovedesc ceea ce am în inima mea. Dragostea mea pentru frați, la fel se dovedește prin practicalitate. Adică mă dedic fraților, nu-i vorbesc de rău, aceste lucruri dovedesc dragostea care o am pentru frați. Și Ioan spune, să nu iubim cu vorba nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și acum observați, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. În Biblie se spune că adevărul este Domnul Iisus Hristos. De aceea citeam mai devreme, rămânem în El, suntem în adevăr copii al Lui Dumnezeu, suntem din El, toate aceste expresii înseamnă unul și același lucru. Și Ioan le folosește interschimbabil. Observați, prin aceasta cunoaște că suntem în Dumnezeu. Prin ce? Prin faptul că noi iubim cu fapta și cu adevărul, nu cu vorba și cu limba. Prin fapta că viața noastră se aliniază voi Lui Dumnezeu și trăirea practică demonstrează că noi suntem copiii Lui. Și acum observați ce ne spune Ioan 21. Prea dacă nu ne o sândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Păi sigur, aici noi vrem să ajungem, aici noi vrem să fim, aici noi vrem să stăm ca să putem să luăm cina Domnului în această dimineață. Întrebarea este cum ajung acolo. Că Ioan spune, dacă nu ne osândește, dacă nu ne condamnă vehement inima noastră, și inima aici nu este inima de carne, este centrul de comandă al omului. Aici rezide toate sentimentele, aici este gândirea noastră, intelectul nostru, toate acestea sunt cuprinse în inima omului. Dacă nu ne o osândește sufletul nostru, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Îndrăzneală înseamnă a avea dreptul să vorbești liber. Ce spune noi în limba engleză, freedom of speech. Asta înseamnă îndrăzneală. Ai dreptul să vorbești, a observați, să vorbim la Dumnezeu. Expresia originală înseamnă față în față cu Dumnezeu. Gândiți-vă la profunzimea acestei expresii. Dacă inima mea nu mă condamnă, dacă sufletul nu mă condamnă, eu am curajul să vorbesc liber față în față cu Dumnezeu. Înseamnă să mă duc în audiență cu Dumnezeu, să stau în fața lui Dumnezeu și să vorbesc liber și deschis. Asta este ceva extrem, extrem de profund. Ioan spune, aici ajungem numai când nu ne osândește inima. Și tocmai asta vrem noi, să ajungem acolo, să nu ne osândească inima. Cum putem să ajungem noi acolo? Și Ioan ne spune, și orice vom cere, vom căpăta. Sigur, tot ce avem nevoie de la Tatăl, putem primi, inclusiv libertatea ca să stăm înaintea Lui. Și acum observați expresia cea mai importantă. Nu spune, dacă păzim poruncile Lui, ci spune, fiindcă, Păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Sunt două componente care demonstrează ce s-a întâmplat în viața mea. În primul rând ne spune, pentru că păzim poruncile lui, avem îndrăzneală să-i cerem orice vrem de la Tatăl. Când vorbim despre poruncile Domnului, învățăturile sale, gândiți-vă că aici apar două lucruri foarte importante. În predica de pe munte, ni se spunea în prima parte, statutul nostru. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Prin Isus Hristos, ni se dă un nou statut de a fi înaintea Lui, de a fi copii ai Lui Dumnezeu. Prin acest statut, noi suntem. Iar apoi urmează. Pentru că sunteți, va trebui să faceți. Ce facem urmează ceea ce suntem. De aceea acestea două sunt inseparabile. Noi, când vorbim despre viața practică de mântuit, ea se demonstrează practic printr-o trăire zilnică în baza ceea ce suntem. Dragii mei, cei care nu sunt mântuiți niciodată nu vor împlini poruncile lui Dumnezeu. Niciodată nu vor asculta de vocea lui Dumnezeu, pentru că ei nu sunt din Dumnezeu. Pe când cei ce sunt ai lui Hristos practică aceste lucruri, au un comportament select și se arată prin modalitatea în care ei trăiesc înaintea lui Dumnezeu. Avem îndrăzneală orice ce reprimim, fiindcă, pentru că noi păzim poruncile și doi, noi suntem plăcuți lui Dumnezeu. Un copil. Întotdeauna va căuta să fie plăcut tatălui său. Întotdeauna va căuta să intre, dacă veți, în favoarea tatălui. Pentru că particip și sunt al acestei familii, îmi dedic viața să devin tot mai plăcut familiei mele. Similar care sunt copiii lui Dumnezeu, intră în acest element de apropiere cu Dumnezeu. Intră în această stare în care trăiesc în fața lui Dumnezeu. Și aici ne spune Apostolul Ioan o deviză extrem de importantă. Și porunca lui, sau mai putea spune în original, și aceasta este porunca lui, să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Dragii mei, de aici derivă Toată viața creștină. Noi suntem chemați să păzim poruncile lui, dar porunca fundamentală este să credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Observați unde apare această expresie. Ioan 1 cu 11 a venit la săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din. Dumnezeu. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu pentru că am crezut în numele lui Isus Hristos. Nu putem crede în numele lui până nu ne arată Cuvântul cine suntem noi și cine este El, și până Duhul Sfânt activează acest cuvânt în inima noastră. În momentul când această lucrare se întâmplă, suntem născuți din nou suntem născuți din Dumnezeu. Credința în numele Lui echivalează cu nașterea din nou. În momentul acesta, dragii mei, devenim de drept copii ai Lui Dumnezeu. Prin urmare, tot ceea ce facem urmează din acest statut nou care îl avem în fața Lui Dumnezeu. Versetul 24. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că rămânem în el și el în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Expresia de a rămâne în el este folosită mai devreme de Domnul Isus Hristos în Ioan în capitolul 14, în, în 15, când vorbea despre viță și despre mlădiță. Observați ce spune Ioan 15 cu versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să ducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine și dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine, dragii mei, în momentul când ne naștem din nou, când am crezut în numele Fiului Lui Dumnezeu, noi suntem amplasați în viță, în viața care derivă din Dumnezeu. Noi suntem conectați cu Isus Hristos, noi suntem în El și El în noi. Ne spunea mai devreme Domnul Hristos în 14:23. cu 23, drept răspuns Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dumnezeu vrea să-și facă reședința în mine. Și ne spune în Tia Corinteni 3 și în 6 că noi suntem templul lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este noi, dragii mei, pentru că Dumnezeu ne iubește, pentru că ne-a născut din nou și pentru că suntem ai Lui. Aceste realități profunde spirituale, dacă nu le înțelegem, în fiecare lună, vom avea aceeași bătălie. Poți să iau cina? Nu poți să iau cina. Sunt copilul lui? Nu sunt copilul lui. Vom avea nevoie de reamintire constantă, de prorocii noi ca să ne confirme că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, Apostol Ioan învață de exact de unde derivă. Dacă noi suntem născuți din nou, dacă am crezut în numele Lui, dacă rămânem în poruncele Lui evidente din cauza că suntem născuți noi, noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și spune că orice vom cere, vom primi de la El. Și acum apare expresia fundamentală vis-a-vis -vis de cum biruim ispitele și atacurile înainte de cina Domnului. Versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr, adică revin traiul, conduita care derivă din nașterea din nou și ne vom liniști inimile înaintea lui. Expresia liniștii nu înseamnă a spune cuiva să tacă, să fie liniștit. Înseamnă să convingi, să duci la convingere și să vorbești într-un același acord. Inima mea îmi vorbește în altă direcție, pentru că este nespus de rea și înșelătoare. Mă atacă, în mintea mea vin fel de fel de gânduri. Oare sunt al lui Dumnezeu, oare pot să stau la masa Domnului? Prin aceasta am să-mi conving inima mea în orice ne osândește inima noastră. Și acum auziți, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Și acum observați cum se pun toate împreună. Eu vin la adunare, vreau să particip la cina Domnului. Stând pe banca bisericii, deodată, prin mintea mea, fulgerător, trece un gând, un gând rău, un gând murdar, un gând de acuză, un gând de supărare în dreptul unui frate, a unei surori, un gând de judecată. Odată trecut acest gând, vine șoapta celui rău. Cum îndrăznești tu să stai în biserică, să iei cina Domnului, când tu ai astfel de gânduri în mintea, în mintea ta? Acum eu mă evaluez. Sunt eu are din Dumnezeu? Sunt eu are născut din nou? În viața mea practică se vede roada sfințirii, a lucrării Duhului Sfânt în mine? Se vede că mi-aliniez viața în fața lui Dumnezeu? Se vede că trăiesc cu faptă și cu adevărul ceea ce Dumnezeu vrea de la mine? Acestea se observă în viața mea. Și dacă acestea se observă în viața mea, atunci Dumnezeu este mult mai mare decât inima, decât conștiința mea. Dumnezeu cunoaște mai adânc lucrurile decât le cunosc eu. Dumnezeu cunoaște și de unde a venit gândul care a venit. Și dacă gândul acela nu vine din mine, nu -aparține, aparține mie, atunci nu mă simt vinovat. Nu mă acuz, nu mă atac, ci stau liniștit lângă Tatăl meu care este Dumnezeu. Rămân ancorat în Dumnezeu și am curaj să particip la cina Domnului, întrucât statutul de copil prin Domnul Hristos îmi conferă dreptul să stau la masă cu Domnul. Această realitate, dragii mei, este deosebit de profundă. Până nu înțelegem corect, vom duce această luptă de pipernicie creștină. De aceea, foarte mulți din adunare și din adunările noastre, per total, sunt oameni care stau în imaturitate spirituală, continuu se zbat în ei, oare sunt mântuiți, oare sunt a Domnului, oare merg în cer. Vă pun o întrebare, o întrebare clasică, dar foarte bună. Dacă ar fi să muriți în momentul acesta, acum și aici, unde v-ați duce? Dar nu așa cu sper că mă nădăjduiesc. Unde v-ați duce, dragii mei? singurul care poate răspunde cu certitudine este copilul lui Dumnezeu născut din nou. Creștinul poate spune cu certitudine, eu mă duc la Dumnezeu. Și aceasta nu o spun că eu cred că sunt bun, că eu am făcut mai bine ca alții. Aceasta pentru că Hristos a murit pentru mine, pentru că m-a spălat în sângele Său, pentru că mă numește copil de Dumnezeu, pentru că îmi schimbă viața în fiecare zi, pentru că a pus Duhul Sfânt în mine să confirme că sunt Fiul Său și Dumnezeu Dumnezeu mă duce în împărăția sa, mărit să fie în numele Domnului. Acestea toate derivă din statutul de copil al lui Dumnezeu. De aceea un creștin autentic poate spune, eu sunt gata să mor, mă duc la Domnul. Apostolul Pavel spunea, am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergare, de acum așteaptă cu era așa de convins unde se va duce încât în ultimele ore a vieții sale nu a spus nădăjduiesc că Dumnezeu mă va mântui după tot ce am făcut, ce am luptat ce am alergat, sper că Dumnezeu mă va primi Pavel spune, mă așteaptă cu Nuna eu știu că mă duc la tatăl meu mă duc direct la tronul răsplătirii că eu sunt copil de Dumnezeu Iubitul meu ascultător ai tu convingerea aceasta în această dimineață? Evanghelia Domnului Hristos are de-a face cu acest fundamental adevăr, cu schimbarea statutului și naturii tale de la ceea ce a fost la o viață nouă cu Hristos. Ai tu convingerea aceasta înainte lui Dumnezeu? Nu te-am întrebat dacă faci fapte bune. Nu te-am întrebat dacă vii la biserică. Nu te-am întrebat dacă dai bani. Nu te-am întrebat dacă ești membru biserica din Kitchener. Nu te-am întrebat dacă vorbești în limbi. Eu te-am întrebat dacă ai convingerea că ești copilul lui Dumnezeu. Dacă avem această convingere, atunci în orice ne va ataca inima noastră, ne putem liniști, ne putem convinge inima, stai cu minte, noi suntem a lui Dumnezeu, stai cu minte, noi este Dumnezeu, stai cu minte, în mine este Duhul Sfânt care mă modelează, mă învață, mă crește, în mine este Dumnezeu. Prin aceasta ne vom liniști inimile, în orice ne o sândește inima, recunoscând că Dumnezeu e mult mai mare decât inima noastră. Și acum vă întreb, dacă Dumnezeu este un tată bun, care tată bun își lasă copiii să o ia la vale și nu îi oprește? Care tată bun lasă copiii să se ducă de-a râpa și nu le spune nimic? Care tată bun face așa ceva? Orice tată bun va corecta copilul, îl va chema acasă, va asigura că are un comportament corespunzător familiei în care trăiește. Similar Dumnezeu care este tatăl nostru, Dorește sfințirea noastră, dragii mei. De aceea ne vorbește Duhul Sfânt, de aceea ne îndeamnă Domnul, de aceea vă spuneam, scopul prorociei îi să activeze în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu, să ne lumineze mintea vis-a-vis -vis de unde suntem, în latura cu Dumnezeu, nu dacă să cumpărăm case, mașini și multe altele. Dumnezeu ne vorbește să ne spună, apropie-te de mine, schimbă-ți viața, Duhul Sfânt ne conștientizează. Și Dumnezeu e mai mare ca și conștiința noastră. Dacă în ceva eu n-am înțeles bine, Dumnezeu vede mult mai bine, știe mult mai bine și îmi vorbește corespunzător. De aceea, când mă atacă diavolul cu această acuză, să-mi fure pacea, să-mi fure liniștea, să cred că eu nu mai pot să iau, iau cina, să cred că n-am voie să vin la biserică, să cred că eu nu pot sta înainte de Dumnezeu, eu opresc această acuză în baza acestui mare adevăr. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Pentru mine a murit Domnul Isus Hristos, sunt spălat în jertfa sfântă, mi-a făcut schimbarea vieții, viața mea practică trăită dovedește schimbarea făcută în momentul nașterii din nou. În mine este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și aceasta îmi dă certitudinea să continui mai departe. Dacă pe undeva am păcătuit, tot eu am spunea copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți, dar dacă cineva dintre voi, dintre sfinți, a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor pe Isus Hristos Domnul. Răspunsul este mărturisirea păcatelor. Unde știu că am greșit, unde m-am piedicat diavolul, mă ridic, mă scutur bine, mă duc să mă mărturisesc că Tatăl mă va ierta. Tatăl are iubirea aceasta de Dumnezeu și prin Hristos vrea să ierte păcatele. Mărit să fie numele Domnului. Dar unde n-am fost împiedicat, unde numai diavolul zbiar în urechea mea obscenități, lucruri murdare, lucruri râte ca să mă sperie, eu blochez vocea aceasta spunând, eu sunt copil de Dumnezeu. Tatăl meu este pentru mine și eu sunt pentru el. Și dacă Domnul este pentru voi, cine va ridica pâră împotriva voastră? Pentru noi Dumnezeu mărit să fie în numele Domnului. Împreună cu noi este Dumnezeu. Pentru noi luptă Dumnezeu, dragii mei. Și Duhul Sfânt care este noi, produce această schimbare zilnică, să arătăm tot mai mult ca Dumnezeu. Vă întreb încă o dată, aveți convingerea aceasta, iubiții mei frați? De aceea de multe ori suntem așa de apatici în adunare, pentru că n-am înțeles acest adevăr. De aceea trăim viața fără gust, fără valoare, pentru că n-am înțeles acest adevăr. De aceea ni se pare pocăința o corvoadă, un sac greu, purtat în spate în fiecare zi, de reguli, de regulamente, că n-am voie, că n-am voie. Și mi-e așa de greu pocăința, pentru că n-am înțeles acest adevăr. Când am înțeles că sunt copilul lui Dumnezeu, că Isus m-a mântuit, mi-a produs nașterea din nou, m-a schimbat, mi-a schimbat esența, viața cu Dumnezeu devine o bucurie, devine o, o, o reală cântare în fiecare zi. Aia înseamnă bucuria mântuirii. Vă mai însoțește bucuria mântuirii? Mai aveți această certitudine, dragii mei? Pentru că azi luăm cina Domnului. Poate unul spune, nu sunt pregătit, nu cred că pot să iau, măcar că v-am spus, dacă ne atacă diavolul în mod puieril, n-avem voie să cedăm, trebuie să ne cercetăm și să mâncăm. Dar poate mâine va trebui să te întâlnești cu Domnul. Poate mâine vei fi într-un accident. Poate mâine vei trage să mori pe un pat, pentru că nimeni nu știe momentul când este plecarea. Dacă acum n-ai certitudinea, în momentul acela vei zbiera, mai dăm un pic de timp și s-ar putea să fie prea târziu. De aceea, tuturor celor ce au crezut și l-au primit pe el, adică celor ce cred în numele său, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel spunea, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu ne-a sigilat, ne-a pecetluit, ne-a mântuit ca să ne arate că vrea să fim copii ai săi. Doamne, imprimă în mintea noastră acest adevăr. Amin.